Prima ocazie cu adevărat importantă a meciului a venit abia în minutul 36. Cristiganea a tras de la distanță, însă Iliev a respins în corner cu un reflex senzațional. Portarul oaspeților nu a mai avut însă replică la șutul din lovitură libera lui Benzar, care a deschis scorul cu un minut înainte de pauză. Gazdele au ieșit la fel de motivate de la vestiare, iar Chițu a dublat avantajul viitorului după o fază în care Boli trimisese în bară din apropiere. Replica botoșănenilor a venit în minutul 73. Axinte a vrut să centreze, dar Mingea s-a dus spre poartă de unde a fost scoasă de portarul viitorului. Oaspeții au terminat partida în 10 după ce Bulgarul Dimitrov a fost eliminat în urma unei faze în care a primit două cartonașe galbene. Botoșănenii însă nu au cedat, iar Roman a redus din diferență cu 3 minute înainte de final, după centrarea lui Vașvari. Speranțele formației din Botoșani pentru un egal s-au năruit în minutul 89, când Cernat a finalizat o acțiune frumoasă a echipei lui Gică Hagi. Botoșaniul are ocazia să-și ia revanșa în curând. Viitorul fece Botoșani se joacă și în optimile Cupei României, joi de la ora 18.